sunt Maia și astăzi din Poveștile Zurli vă voi citi Gașca Zurli în jurul lumii de Mirela Retegan. Tiribam, tiribum, să înceapă povestea acum. Era o seară liniștită. În casa Zurli toate lucrurile erau la locul lor. Tașu și Tașa dormeau lângă șemineu, tanti prezentatoarea zâmbea relaxat în timp ce inventa niște jocuri, Lulu făcea clătite, iar din sufragerie, surprinzător, nu răzbătea niciun zgomot. Oare ce fac acolo de sunt așa de liniștiți? Se întrebă tanti prezentatoarea, știind prea bine că liniștea nu e neapărat un semn bun. Despre copii se spun multe, dar e verificat că atunci când tac, pun ceva la cale. Așa că deschise încet ușa de la camera lor și intră tiptil. Toată gașca era așezată, care pe unde putea. Fiecare avea un borcan în față și număra bani. În urmă cu ceva vreme, primiseră pușculițele borcan și aproape imediat au început o competiție foarte sănătoasă. Cine reușește să economisească mai mult, hotărăște ce se întâmplă cu banii. Nici nu i-aș deranja. Oricum, o să fie suficientă gălăgie după ce vor decide ce vor face cu economiile lor, rosti tanti prezentatoarea ca pentru sine. Gata! Eu sunt prima! Strigă fetița Zurli, fericită că a terminat de numărat bănuții. Ei, nu-i corect, strigă Zdrângănel. Tu tot timpul zici că ești prima, chiar și că nu ești prima. Păi, sunt prima. Chiar sunt prima. După cum vezi, am terminat de pus înapoi toți banii. Sunt un pușculiță. Da, dar asta nu înseamnă că ești prima. Concursul e clar. Câștigă cine are cei mai mulți bani economisiți, nu cine îi numără cel mai repede. Câți bani ai în borcan, mai știi? Mulți, foarte mulți. Ăsta nu e un răspuns corect, zâmbi Zdrângănel, dar e un răspuns adevărat, spuse fetița Zurli încrezătoare. Dar nu asta e cerința. Câți bani ai în borcanel? Toți, îi am pe toți, răspunse fericită fetița Zurli, mândră de răspunsurile ei perfecte. Fetiță Zurli, ai 10, 100, 1000, ne spui odată cât ai? Zdrângănel, poate am 10, poate am 100, poate am 1000. Ce, crezi că mai țin minte? Eu nu m-am concentrat pe asta. Eu m-am concentrat să termin prima. Discuția lor în contradictoriu ar fi putut continua mult și bine dacă Trulli n-ar fi strigat fericit: gata, am terminat! Și câți ai acolo? Întrebă repede fetița Zurli, cu tonul folosit de Zdrângănel puțin mai devreme. Toți! Îi am pe toți! O imită Trulli amuzat. Vezi? Vezi, Zdrângănel? Și el îi are pe toți! Spuse fetița Zurli, care nu observase complicitatea dintre cei doi băieți. A fost suficient ca să înceapă o gâlcioveală în toată regula. Întrebarea principală era cine a reușit să economisească mai mulți bani. Tanti prezentatoarea se felicită pentru prezența de spirit. Din fericire, nu plecase încă din camera misterelor. Gașcă Zurli, dacă nu reușiți să cădeți de acord, atunci vă propun să vă gândiți la altceva. Ce vrea fiecare dintre voi să facem cu banii? Vom supune la vot toate ideile care trebuie să respecte următoarele aspecte. Să fie ceva folositor pentru toți. Amuzant, interesant și complet nou. Eu vreau să facem un festival al clătitelor, propuse Lulu fericit. Se și vedea făcând clătite uriașe. Eu vreau să ne cumpărăm ce vrem, adică fiecare ce vrea. Și eu știu că o să-mi iau o chitară, interveni Zdrângănel. Eu, sensufleții clopoțel, aș vrea să publicăm o carte de ghicitori. Eu vreau să cumpărăm mături noi și cârpe de șters praful, spuse și vrăjimăturica, în timp ce netezea cu grijă pușculița. Spera să nu lanseze nimeni ideea unui aspirator, pentru că farmecul de curățenie e dat tocmai de mături fermecate. Fiecare era convins că are dreptate, așa că nu a fost deloc ușor pentru tanti prezentatoarea să-i facă să înțeleagă că propunerile lor erau foarte bune, dar că era nevoie de o acțiune care să implice pe toți.
să fie amuzantă și în același timp să reprezinte și un prilej de a învăța ceva nou. Propun să mergem într-o călătorie, strigă Trulli, care nu se mai dezlipea de pe globul pământesc de când îl primise de la Moș Crăciun. Asta nu e o idee rea deloc! Să mergem într-o țară cu multă înghețată, spuse fetița Zurli. Ideea călătoriei s-a dovedit a fi cea mai bună. Mai aveau doar un pas, să hotărască destinația. Pentru că voia să fie o călătorie memorabilă, tanti prezentatoarea s-a gândit să le dea o mână de ajutor celor din gașcă. Mai exact, le va face cunoștință cu noul ei prieten. Fetițe și băieței, doamnelor și domnilor, deștepților și frumoaselor, harnicilor și inteligentelor, generoșilor și curajoșilor, astăzi, pentru prima oară în Europa, pentru prima oară în România și mai ales pentru prima dată în Casa Zurli, direct de la capătul pământului, mai exact din Patagonia, vine extraordinarul Magellan! Ropote de aplauze umplură Casa Zurli când, intrând în mijlocul sufrageriei, Magellan își făcu o intrare de vedetă de la Hollywood. Cânta ca un adevărat artist cântecelul lui. Magellan mă strigă, așa mi se spune, lumea mi este casă, sunt de peste tot. Călător cu gândul, călător cu pasul, să ajung oriunde știu că pot. Hai cu mine să vezi lumea, vino să călătorim. Pe cei mai buni prieteni, nimic nu-i desparte. Pământul e rotund, lumea este lată. Eu sunt Magellan, putem pleca departe. Pe cei mai buni prieteni, nimic nu-i desparte. Pământul e rotund, lumea este lată. Zurli s-a transformat, pe loc, în cel mai vesel loc de pe planetă. Gașca și-a scos valizele din debara, fiecare și-a căutat pașaportul și în câteva minute erau cu toții pregătiți să plece până la capătul pământului. Unde vreți să mergem în călătorie? I-a întrebat Magellan.
s-a auzit numele unei destinații imposibil de recunoscut. Era un cuvânt care nu există pentru că fiecare a strigat numele unei țări. Nici măcar o țară nu era aleasă de două persoane. Fiecare cu dorința lui, cu țara lui. Pentru Magellan, abia acum începea greul. Făcea cunoștință cu adevărata față a găștii Zurli. 7 personaje cu 7 visuri. Diferite! Stați puțin! Mai bine le luăm pe rând. Aș vrea să mă faceți să înțeleg, de fapt, unde vrea fiecare să meargă. Nici n-a apucat bine să termine Magellan că Trulli a apărut îmbrăcat într-un echipament negru, așa cum poartă rugbiștii din Noua Zeelandă. Eu, după cum vezi, vreau să mergem în Australia și în Noua Zeelandă. De câțiva ani mă pregătesc pentru această călătorie. Uite, am învățat și dansul haka. Din câteva mișcări a făcut o demonstrație. Apoi, plin de elan, i-a învățat și pe prietenii lui dansul specific neozeelandezilor. Apoi, continuă, netulburat, Australia e țara cangurilor. Ce poate fi mai frumos decât să vezi cum aleargă pe câmpuri cu puiuții lor ascunși în marsupiu? Iar relieful este fenomenal! Așadar, eu propun Australia și Noua Zeelandă. N-a apucat Trulli să termine demonstrația că s-au auzit triluri de păsărele, muzică venită parcă dintr-o altă lume. Și, pe ritmul ei, și-a făcut apariția vrăjimăturica, într-un kimono. Ai fi spus că a coborât direct dintr-un cireș japonez. Konnichiwa! Adică, bună ziua în japoneză! Eu visez să ajung în Japonia. E visul meu dintotdeauna și aș fi cea mai fericită dacă am ajunge acolo. În Japonia, oamenii iubesc ordinea. Dintre toate popoarele lumii, japonezii știu cel mai bine cum să păstreze curățenia. Ne-am bucurat de ritualul ceaiului și am putea să învățăm dansurile lor. Uite, salutul aproape îl știți deja. Îl mai repetăm o dată? Vreți? În timp ce vrăjimăturica repeta de zor cu mâinile împreunate și cu capul aplecat salutul japonez, și-a făcut apariția Zdrângănel. Și-a scos din cutia lui secretă pălăria mexicană și cel mai colorat poncho, și-a luat chitara în brațe și a început să cânte La cucaracea, la cucaracea. Casa s-a umplut de veselie. Gașcă Zurli, mergem în Mexic! Am putea să ne îmbrăcăm toți cu poncho, să ne punem pălăriile astea mari și să mâncăm toată ziua guacamole. Se face din avocado. E fructul meu preferat. Am putea să mergem să vedem piramidele maiașe și să descoperim civilizații foarte vechi. Ei, asta mai lipsește! Să mă duc în vacanță ca să urc pe dealuri și să caut piramide. Dar nu mai bine mergem noi în Turcia și să stăm turcește de dimineață până seara, mâncăm rahat și baclava și ne gândim la cele mai frumoase ghicitori? Spuse hotărât clopoțel, care apăruse în șalvari și era pregătit să descopere Turcia împreună cu prietenii lui. Clopoțel și comoditatea lui. Dar nu mai bine ne ducem în Rusia? Întreabă mulțumesc, aproape de nerecunoscut în costum de cazac. Ca un adevărat cunoscător, mulțumesc că a încins un cazacioc în timp ce toți colegii lui, așezați turcește la dorința lui clopoțel, țineau ritmul cu aplauze. A fost un moment foarte frumos și mulțumesc, pasionat de tot ceea ce înseamnă Rusia, le-ar mai fi arătat câteva dansuri tradiționale rusești dacă nu l-ar fi întrerupt un cimpoi. Exact cum ați auzit, un cimpoi, pentru că Lulu visa să ajungă în Scoția, a apărut într-un kilt. Pe ușă intrase întâi cimpoiul. Prietenii lui începuseră să râdă când l-au văzut pentru că era destul de caragios. Lulu nu se mai îmbrăcase niciodată în fustă. Au început să-l examineze și să-și imagineze cum va arăta toată gașca îmbrăcată în kilturi. Haideți, vă rog, să mergem în Scoția! E țara visurilor mele! Ba nu, în Turcia, strigă clopoțel. Japonia, Australia, Mexic. Magellan și tanti prezentatoarea trăiau scena intens. Când, brusc, și-au dat seama că lipsește ceva. Stați puțin! Fetița Zurli n-are niciun plan? Niciun vis?
Și atunci, din camera alăturată se auzi clar. Azi am să-mi crestez în grindă, jos din cui acum oglindă. Mama-i dus în sat cu dorul, azi e singur puișorul și-am închis ușa la tindă cu zăvorul. Ușa se deschise încet, iar fetița Zurli apăru într-un superb costum popular românesc. Eu vreau să mergem în Maramureș! Vreau să ne plimbăm cu mocănița, vreau să mâncăm plăcinte cu dulceață și mămăligă cu brânză și lapte la micul dejun. Vreau să ne plimbăm în căruță și să ne ascundem în podul plin de fân, vreau să mulgem văcuța și să dăm grăunțe găinilor. Toate propunerile Găștii erau extrem de tentante. Orice ar fi ales ar fi fost minunat. Magelan, ce alegi? Sau ce propui? Eu, dragilor, propun să mergem peste tot. În cea mai lungă călătorie. Păi, și școala, și grădinița, nu putem să lipsim atât de mult. Atunci, spuse Magelan, începem cu o țară și în fiecare an încercăm să descoperim un loc nou. Cum vi se pare ideea asta? Super! Spuse toată gașca Zurli într-un glas. Aveți tot ce vă trebuie? Da! Să plecăm! Stați puțin! Unde vă sunt pașapoartele? Vai, Magelan, uitam ce era mai important! Mergem să le luăm! Imediat, toată gașca plecă să-și caute pașapoartele. Nici nu ieșiseră bine din cameră că Turavura apăru mândră, ținând un teanc de pașapoarte în mână. Ia uite, domnule, ce pun ăștia la cale! Să plece în jurul lumii! Al lumii! Nu mi-ajunge că alerg după ei dintr-un oraș în altul? Nu mi-ajunge că abia mă mai țin picioarele de atâta drum? Ba stau agățată de aripile avioanelor, ba lipită de ușa din spatele microbuzului, ba la vagonul de bagaje din tren. Ei bine, n-o să plece nicăieri. Am eu grijă de asta. Adio călătorii în jurul lumii. Cine mai e și rotundul ăsta cu pete albe și cu umflăturile alea albastre pe urechi? Cine e? Magelan? Mie nu mi-e frică de urzul ăsta. Nu arată nici a om, nici a pasăre, nici a animal, nici măcar nu știu dacă zboară sau înnoată. Adio Magelan, adio călătorie, adio distracție. În timp ce Turavura sărbătorea de una singură, ca de obicei, se auziră, rând pe rând, glasurile lui Clopoțel, al lui Truli și al fetiței Zurli. Nu le găsim, nu sunt la locul lor. Nu avem pașapoarte! Noi nu avem pașapoarte! Gașca a intrat în cameră panicată, în viteză. S-a oprit când au descoperit-o pe Turavura, care apucase să se ascundă în spatele zidului format din valize. Se ascunsese, dar un colț de pelerină îi flutură în lateral. Turavura? Ce ascunzi la spate? O întrebă fetița Zurli. Ei, ce ascund? Ce ascund? Niște carnețele. Sunt pașapoartele noastre? Da, adică au fost. Acum sunt ale mele. Dă-ne pașapoartele, Turavura! Ne așteaptă Magelan să plecăm în călătorie în jurul lumii. Nu plecați nicăieri, spuse ea și continuă cântând.
tura vura cu rusacul în spate. Haide tura vura cu noi te luăm. Tura refuză, cu toată încăpățânarea, să le dea pașapoartele. Chiar atunci, tanti prezentatoarea a apărut zâmbind, cu Magelan de mână. Tura Vura, vino să faci cunoștință cu noul nostru prieten, îl cheamă Magelan. Pinguinul s-a apropiat de Tura Vura, gata să o îmbrățișeze așa cum face el cu toți prietenii noi, dar Tura Vura a aruncat pașapoartele și a luat-o la sănătoasa. Acum că am scăpat de Tura Vura, spuse tanti prezentatoarea, e timpul să hotărâm care va fi prima călătorie, dragii mei. Eu propun, ca niște gazde bune ce suntem, să mergem mai întâi în România, să-i arătăm lui Magelan țara noastră frumoasă și să-l plimbăm cu mocănița și să-i dăm să mănânce din bunătățile pe care le fac bătrânii din satele românești. Toată lumea de acord? Au votat, au hotărât și au plecat cântând din toată inima Maramureș plai cu flori, mândru ești în sărbători. Tiribam, tiribum, aici se încheie povestea acum. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Sfârșit! Eu sunt Maia și astăzi am citit Gașca Zurli în jurul lumii din Poveștile Zurli, scrisă de Mirela Retegan.